În numai câteva ore vom afla numele propus de USR Plus pentru funcția de ministru al sănătății. Potrivit unor surse, ar fi vorba despre medicul Ioana Mihaila. Numele ei a apărut în discuție încă de vineri. Ca urmare a înțelegerii din această seară, mâine vom face o propunere pentru un nou ministru al sănătății. Mâine, adică astăzi, e ziua în care românii vor afla posibilul nou șef al sănătății. Numele medicului Ioana Mihailă, în prezent secretar de stat la Ministerul Sănătății, membru plus, este vehiculat încă de vinerea trecută de surse politice. Ioana Mihailă este și proprietara unei clinici medicale private din Oradea. Soțul ei, de profesie tot medic, este partenerul său de afaceri. Ioana Mihailă a fost membru PNL Bihor timp de 5 ani, dar fără să fie activă. A început să se implice activ în politică în anul 2018, când a aderat la organizația Platforma România 100, apoi la partid Libertate, Unitate și Solidaritate. Anul trecut a candidat la primăria Oradea din partea alianței USR Plus. Pe pagina Ministerului Sănătății nu apare CV-ul său. Informații pot fi găsite pe un cont social și pe o pagină web folosită în campania electorală pentru alegerile locale. Conform acestor surse, Ioana Mihăilă este medic endocrinolog din 2011. Ca studii regăsim Facultatea de Medicină în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca și cursuri ale Societății Europene de Endocrinologie. În ceea ce îl privește pe fostul ministru al sănătății Vlad Voiculescu, surse politice spun că acesta nu va fi nici consilier onorific al succesorului său. Decizia aparține celor de la USR Plus și vine după ce Voiculescu s-a autopropus în discuțiile din coaliție pentru funcția din care a fost demis de premierul Florin Câțu.